Da, bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Da, storie de dimineață, băieții. Ne pregătim să plecăm, adică suntem pe drum. Dar înainte de asta, trebuie să ne băgăm un pic la găini, să le dăm ceva de mâncare, că am uitat să le dăm să mâncăm, să mănânce. Le dăm și am plecat, adică spre drumul nostru, spre începutul nostru de drum. Da, o zi bună, 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 ce faceți? Am uitat să vă salut. Ia scoale mele, măi, pe aici deja încep și urmăresc pe aici să văd ce manevrez pe aici. Găini, trebuie, combinații. Da, asta e sori de dimineață, o chestie de treabă, da. Aici o sunat vecinul, eu mâncat găinile, îi le omorât tăte, vagabontul, de iezură la vagabont. Și, uite așa, a început dimineața, am zis, bă, hai să... El a vrut să margă să-și pună, a zis, hai mă, să mă duc și eu să văd despre ce vreau, unde mă trebuie. Astăzi plouă, tată. Astăzi nu știu ce o să fac, astăzi chiar nu știu ce o să fac, astăzi pe plaie. Dar nu o să mai stau, pentru că nu, asta e șmecheria. O provocare, tatăl, trebuie să mă duc pe ploaie, pe brind, pe vânt, pentru că asta e și șmecheria. Pe ce fac atunci? Mă duc numai când e cald și când e fric, ce fac? Stau pe la, uite-te, găinile sărace, le-au așteptat, uite-te, mamă, pe treabă, găinile, tai că vă aduce-te tu că... Pe aici ți intră toate iezurile, pe aici. Da, e, înainte, dar vulpea nu intră. Aici, cum le ia. Ai grijă, tătucă, că-ți intră și ți le papă, tătucă. Ce faceți, fetelor? Mamă, gangster șmecher, ea gangster are patru are pe treabă. Ce, culege ouăle, amă? Păi la câte mâncare le-ai dat, îi lua și tu nou. Mă, nu prea fac acum, tati. Nu, că așa e sezonul, da. Da, dar poți să faci să facă, le închizi pe întuneric, tată. Da. Uite acolo, patru ou, cinci ou, cama mea. Vezi, cinci ou în fiecare zi. În fiecare zi cinci ouă. Frumos, sandwich-ul de dimineață, frumos la muncă. Mâncat, dar ce le pui pe astea aici? Da? Astea ce stau aici? Care? Astea sunt de mici, mă, și o să bar, le bate alea la alte. Da, astea sunt de mici. Da, asta e combinația, băieții, pe cum vedeți. Aici sunt combinații, găini, treburi, lumea îi face treabă, mamă, pe aici ai putea să ții vă 200 de găini mâncați. 200 de găini, dar cortez, tătucă, nu plasă din asta și tu mai venit, tătucă, cu tractorul să iei ouăle. Da, asta e, băieții, asta e, cam așa pare o viață normală. Și asta văd, o viață normală, frumos, cu găinașe. Aici zone mai mult de chestii din asta, dar oamenii care sunt aici cu găini, cu... Are fiecare găini, are al rase, unul și-a pus roșii, văd că și-a pus anul ăsta pe aici, că e urmani și roșii pe acolo. Da. Gata, ai terminat, nu? Da. Bine, nu ți-am spus, haide tu că dai seama. Acum iar nu mai vii 3 zile. Ba, nu, fiu, mă, cum să nu fiu. Dar vii să dai ca lume. Ăsta a fost cum ar veni bonusul, știi? Da, da, da. Le-a dat bonusul. Hai, iubirilor, puțin bonus, că nicio problemă, că când ajungem, când venim de seară, deci un fund, scoateți ouăle afară. Așa trebuie făcut cu găinile. Forțate, să dea multe, multe ouă și puțină, puțină de mâncare. Vezi bine că ai poartă, că așa nu-ți intră vulpea. Nu-ți intră vulpea. Mamă, aici e șmecher aici, loc șmecher aici, să-ți faci o... Să-ți faci, mai ales că-ți dă și voi, eu nu știu ce să nu-ți faci. Ai venit cu carul pe România, vine băieții ce e, ai, nu e așa. Aici cine vine să-ți facă manevră vulpea, sau vagabontul ăla, jderul. Ăla îți face manevră. E frig, tătucă, și plouă, mă. Frig. Fric și plouă. Da, asta e story de combinații de dimineață, băieții. Asta e story de dimineață. Am ieșit la ouăle lui, găinile lui. Să vedem spre ce e vorba. Acum plecăm spre Mr. China, o butelie. Am ajuns în Varese și din Varese îmi fac bagaj. Da, problema e că cred că o să ploaie astăzi, după cum vedeți, ud tot și o ploaie de dimineață, oricum nici până înainte de dimineață că o plouat, dați seama, tot aici eram.
O să mă duc, asta e, cât pot să mă duc, ca asta mă duc. Când mă opre ploaia, stau. Nu mai prima să nu mă prindă ploaia pe drumuri din astea, pe drumuri fără oraș și așa. Păi să stau pe naționale, pe ploaie și... Nu, nu aia e o problemă mare, deci trebuie să am foarte, foarte mare grijă să văd despre ce e vorba. Trebuie să... Da, asta e șmecheria. Trebuie să văd despre ce e vorba, băieții, că eu chiar trebuie să mă duc la drum și știți cum e? Indiferent de ploaie, manevre, eu trebuie să mă duc mai departe pentru că așa trebuie să mă duc mai departe, indiferent de combinații. Mi-am făcut treaba, știți cum e, mi-am făcut-o și mă duc. Plouă, plouă, ninge, ninge, vedem ce facem, dar nici nu putem să stăm așa. Că mai e puțin și acum mă împurmulez. Da, dacă e ploaie, asta e. Bă, de oricum, să văd, se mai schimbă vremea, nu-i chiar am. Nu mă uit eu pe vreme, că ce e, nu mă interesează, văd de ce a fi în sus. Bă, dar simt eu simt că am conectat cu natura, eu simt. Dacă a ploua sau nu a ploua, mă uit un pic pe cer, mai simt un pic căldura, am îi fric. Dacă e fric, normal nu plouă. Înțelegi? E cam destul de frigușor, și o ploua dimineață, cât o fumai cacă. Dimineață un pic cam cu nipă umezeală, atunci mai... În care îmi spune că o ploua e 2 săptămâni. Come on, man, let's go! Hai să plecăm ca ei dacă plouă, apoi nu mai. Băi, așa eram într-o zonă și eu te spuneam pe live, bă, trebuie să trec din zona aia, că dacă stau aici o săptămână plouă. Da, cum am ieșit din zonă soare? Da. Și când am sunat în spate, cum e vremea, plouă și acum, am zis. Deci eu dacă stăteam acolo, mă împotmuleam. Și pe ploaie m-am dus tot, că mi-am luat bagajul, știi, am făcut și live pe sus, pe vârful muntelui. Știu. Am făcut și live, acolo la Ramona. Am făcut live de pe vârful muntelui Tătucă și am zis, ia băieți, Tătucă cu umbrela, eu am plecat, că zic, dacă stau aici, aici pot să stau o lună, că plouă. N-auzi că deja grădinița s-o stâns, tot, apoi deja aveau pronos de vreme, pe perioadă lungă, nu? Dacă aveți, eu am luat bagajul și am plecat să ploaie aici la voi, eu mă duc unde nu plouă. Știi? De asta zic, și chiar că dacă plouă aici, poate nu plouă aici, poate cum trec de Varese, pe undeva să mai oprește, iar cumva vremea acolo. Că aici, am spus, ploaia e pe clown făcută, nu e clown în toată lumea, nori în toată lumea, intră în anumită regiune. Unde se formează condensul, acolo plouă. Vedem. Da, până una alta, gangster, știți cum e, storie de dimineață, rămâne o storie de dimineață, o poveste de 10 minute, să vedeți cam care e începutul zilei. Da, ăsta e începutul zilei, frumos, mergem la băieți, o butelie, ne-am luat bagajul, la Vercelli, Varsărita, Vareze, am un pic la Vareze ceva de făcut și de acolo, adică mai am ceva de filmat, am de filmat o biserică, după aia acolo tătucă geanta pe spate, tătucă lasă figurile și du-te că uite aici ce drumul te așteaptă, aici o să fie Mircea, genul ăsta de stradă, un prost cu geanta spate, o să-l vedeți, eu voi fi eu. Da, uite, drumul din asta. Eu știu cât e asta, mă uite exact cum. Păi du-te pe aici Mircea frumos, după aia du-te pe partea cealaltă. Da, astea sunt drumurile, astea. Așa de parte, dacă vă înțeleg, grijă. Da. Cum era mai ajuns mai repede ieri? Să mă rog, da. Ești învățat pe jos. Da, eu sunt învățat pe jos, așa mai pe treabă, du-te mai încet și că ajunge. Dacă mi-am pe jos, nu mi-am uveș la ei. Muschiro. Da, asta e șmecheria. Asta îl fac un pic de sori de dimineață. Asta e orașul, cum îi zice? Bizuschio. Dar nu usiu aici, că eu m-am dus până la Chinești, de aici, Varese și goodbye. De acolo începem combinația. Mergem mai departe, că mai avem puțin și știi cum e. Să profităm de ocazia asta, adică puținul ăla e liniștea aia, știi, liniștea aia că s-au terminat treburile și o să fie de liniște. Eu parcă am început să mă obișnuiesc cu confortul, pac, dimineață, pe scaun, pantalon scurs, pac, dezbrăcat, cam aia deja, ne-am băgat pita în sac deja, prea repede, da. Mai mergem, avem treaba astăzi, avem treabă, Bisuchio, aici suntem, Mr. Bisuchio. Frumos aici, mai foarte frumos. Tu stai acolo tu. Nu? Da, de aia. Acolo stai? În spate. Aia, că îl stai aici, multe. Suchio 0,7. Da, l-am pupat. Ne vedem la storiu. Adică la storiu cu biserica. Sper să o prind deschisă. Și după aia, la storiu cu traseul și tot așa, până ajungem la Torino. L-am pupat. Doamne ajută.
și ne auzim la următorul video. Pentru că acum trebuie să fac niște calcule că plouă și dacă plouă trebuie să fac calcule. Să văd până unde mă duc și cam până ce găsesc eu alte chestii. Că trebuie să plec mai departe, nu mai pot să stau să dau pe mente, că după așa deja nu mai facem manevre, deja facem combinații și combinațiile astea nu sunt ok. Deci acolo e un magazin și mente. O biserică. Ar trebui să-i oprim aici și să-ți iei ceva, să-i la Carrefour. Hai să-i oprim. Pentru... Cum zici? Da, te iei acolo magazin lângă chinezi. Nu e asta de alimentare. Era Eurospindar, acolo, ăla la da. Uite azi acolo că numai tot acolo ne oprim și la chinezi, nu? Aproape, da. Da, acolo că ce te trebuie mie? Mă duc la... Deviem din traseu ca să merg tot acolo, că tot acolo merg. Zic-mă. Da, asta e gangsterilor, v-am pupat, ne vedem la oraș, ne vedem pe traseu și mai ne auzim cu informații, mai vedem ce mai putem să tragem pe manevră și pe combinații, cum spun eu. V-am pupat, Doamne ajută, o zi bună. Și nu uitați, băieții, astăzi plouă la mine, nu știu cum e la voi. Pa, pa! Uite biserica frumoasă în față, bam, 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 Varese, și mergem la treabă. Uite ce frumos se vede dintr-o, din cum filmezi așa orașul, da. Ce frumos. Așa, da, cu viteză, frumos, vezi tu mai mult, în timp mai scurt. Uite ce frumos. Gata, am filmat Buschio, l-ați văzut, băieți? Gata, îl bag în oraș. Yo.